Liceul cu program sportiv Suceava are un jucător convocat la echipa națională de fotbal sub 14 ani a României. Este vorba despre Sebastian Burleacu. Suceaveanul a reușit să treacă de toate etapele de selecție, iar în aceste zile este într-un stagiu de pregătire la Centrul Național de la Mogoșoaia, alături de cei mai buni fotbaliști din țară la categoria de vârstă sub 14 ani. Iată ce a declarat antrenorul său de la LPS Suceava, Andrei Ițcu. Sebastian este un copil cu care lucrez de peste 8 ani, un jucător cu reale calități, un copil muncitor, inteligent și un exemplu atât în teren cât și în afara acestuia, chiar și la școală, acolo unde a reușit să termine cu media 10, fiind șef de promoție. Am mare încredere în el și sunt sigur că nu va dezamăgi, a transmis Andrei Ițcu.